Genesa, capitolul 5, versetul 21. Geneza 5 cu 21, pagina 6 în Sfânta Scriptură, prima carte în Scriptură, unde cuvântul Domnului spune așa: la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Te rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești în continuare. Dă un cuvânt, Doamne, pe limba noastră. Ridică, Doamne, eliberează, Doamne. Întărește picioarele slăbănogite, mâini obosite. Și ajută-ne, Doamne, să umblăm cu Tine în fiecare zi, Doamne. Mulțumesc că ne-ai ținut prin picioare, prin harul și prin mila Ta. Și îți mulțumesc că bunătatea Ta ne face să nu ne clătinăm. Mulțumim pentru Domnul Iisus, exemplul nostru de umblare pe acest pământ. Mulțumesc că ne-ai chemat să imităm nu umblarea lui Iisus pe ape, ci cea pe uscat. Ajută-ne să iubim pe Hristos și învățăturile Lui și să imităm învățătura Lui în trăirea noastră. A Domnului să fie toată gloria și toată slava de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Dacă cele 66 de cărți ale Sfintelor Scripturi ar fi fost puse în ordine cronologică, atunci prima carte a Scripturii nu era Genesa, ci era cartea Iov. Și dacă era cartea Iov, cronologic vorbind, atunci Biblia nu mai începea cu la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci Biblia începea așa, Iov 1 cu 1. Era în țara Uț un om cu numele de Iov. Și omul acesta era integru sau fără prihană, curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și asta însemna că primul mesaj pe care Dumnezeu l-ar fi transmis întregii umanități este că El caută și astăzi un om, caută un bărbat, o femeie, să fie curat la suflet, un om care să se teamă de Dumnezeu. Și credeți-mă că asta este cea mai mare dorință a lui Dumnezeu, să găsească bărbați și femei care să umble cu El într-o lume poluată și într-o lume murdară. Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a slujit doar 6 luni de zile. Și Domnul Iisus Hristos, după moartea lui, a spus așa, adevărat vă spun, că nimeni nu s-a născut mai mare ca și Ioan Botezătorul. Nici un om nu s-a născut mai mare ca Ioan Botezătorul. Măcar că Biblia spune, el n-a făcut nici o minune. Deci Ioan Botezătorul predică 6 luni, nu face nicio minune și cu toate astea Iisus zice, în ochii mei, e mai mare ca Moise, care a făcut 40 de ani de zile minuni în pustiu. E mai mare ca Avram, e mai mare ca Daniel în groapa cu lei. E mai mare ca David. Și am zis, Doamne, cum, Doamne, nicio minune, că noi suntem, dacă facem un mare om al lui Dumnezeu. Iată un om care n-a făcut nicio minune, dar calitatea vieții lui, sfințenia lui, umblarea lui serioasă cu Dumnezeu, l-a calificat să poată să spună Iisus Hristos, omul ăsta e mai mare ca toți cei care s-au născut înaintea lui. De aceea, în această dimineață, aș vrea să te provoc și să spui, Doamne, ajută-mă să fiu bărbatul Tău în generația asta. Faptul că Te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere, așa ți s-o dat. Dar a fi bărbatul lui Dumnezeu ține de decizie, de alegeri. Și va trebui probabil să faci decizii grele în viața ta, decizii care poate te va costa bani, imagine, orice altceva, dar să spui, Doamne, vreau să fiu un om care să umblu cu Tine în fiecare zi. Viața de credință este asemănată în Scriptură cu o umblare cu El. Avraame, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Noi a umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Biblia spune că Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan vine și spune în 1 Ioan 2 cu 6, cine zice că rămâne în el, trebuie, un imperativ, trebuie ce să facă? Să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus Hristos. Și Dumnezeu caută oameni și aici în Arganda, în Spania, biserica asta, bărbați și femei pe care se ia la braț și să spună vreau să umblu cu tine și să arat întregului iad. L-ai văzut pe robul meu? Nu-i niciunul care l-ai văzut? Ai văzut acolo când nu-l vede nimeni? L-ai văzut? Omul ăsta se teme de mine. Și credeți-mă că peste 100 de ani de zile, peste 100 de ani de zile, toți vom fi morți dacă nu vine Domnul, nu? Și peste 100 de ani de zile, în ziua judecății, chiar nu va conta ce casă ți-ai construi, ce mașină șmecher ai, câți bani, cât mai știu eu ce proprietăți, va conta un singur lucru. Dacă Dumnezeu va putea să spună despre tine ce a spus despre Iisus Hristos,
acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Bă, l-am lăsat pe pământ 80 de ani de zile, o bătătorit pământul meu, o respirat aerul meu, dar omul ăsta m-a reprezentat. Omul ăsta s-a temut de mine. Și mă rog ca Dumnezeu să găsească cât mai mulți toți dintre noi să fim oameni care să umblăm cu El, lăudat să fie Domnul. Enoch, până la vârsta de 65 de ani, a fost un simplu nene, un om, în păcatele vremii sale. La 65 de ani de zile, zice Biblia, 5:21 Genesa, i s-a născut Metusala. Și se pare, spun teologii, că atunci când l-a născut pe Metusala și l-a avut în brațe, se pare că Enoch a avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ar fi spus, vezi tu, copilașul ăsta, când va muri copilul ăsta, mă voi judeca cu lumea asta prin potop. Chiar în anul morții lui Metusala a venit potopul. Ei, dar Enoch nu știa când o să moară copilul ăla. Și din momentul acela, după ce s-a născut Metusala, de la 65 de ani, cuprins de o frică sfântă, nenea asta, un om în păcatele vremii sare, parcă se resetează spiritual și alege din momentul ăla să umble cu Dumnezeu. Și a umblat cu Dumnezeu nu 5-10 ani, ci a umblat cu Dumnezeu 3 secole la rând. 300 de ani de zile și nu s-a plictisit. N-avea Biblie, n-avea preoți, n-avea pastor, n-avea biserică, n-avea atâtea mijloacele harului și cu toate astea, omul ăsta nu s-a plictisit și a umblat cu Dumnezeu. Și vreau să vă asigur următorul lucru, că după 100 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, nivelul lui spiritual, umblarea lui, nu era tot acolo unde a început. După 200 de ani era mult mai intens în relația cu Dumnezeu. După 300 de ani era mult mai aproape de cer decât de pământ. Și Domnul a zis, Enoch, hai acasă, ești mai aproape de cer decât de pământ. Și asta vrea să găsească Dumnezeu. Oameni pasionați, ca și acea mireasă în cântarea cântărilor. Zice, înnebuneam când vorbea. Pavel zice să fim nebuni pentru Hristos. Azi avem o generație care se plictisește repede după botez. O intrat în apa botezului după 2-3 ani de zile la FF-ul. O s-o și căsătorit, frate, zice, m-am căsătorit, nu mai pot. O generație care rapid parcă se plictisește de Dumnezeu. Iată-l pe Enoch, care n-avea biserică și pastor și cântări și cor și fanfară. Și omul ăsta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și mă rog ca Dumnezeu să pună în Duhul Său cel Sfânt, care ne vrea cu gelozie pentru sine, slăvit să fie Domnul. Dar vă rog să rețineți următorul lucru. Enoch nu s-a plimbat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Care este diferența între a te plimba cu Dumnezeu și a umbla cu Dumnezeu? A umbla cu Dumnezeu înseamnă 365 de zile pe an, 24 de ore din 24. N-ai vacanță, n-ai concediu, e o chemare pe viață. E singur în camera de hotel, tu umbli cu Dumnezeu și că nu te vede nimeni. Ești la examen, tu nu copiezi, de ce? Ochii lui Dumnezeu știi că-s asupra ta. Oriunde ești, ai acea frică, acea reverență față de Dumnezeu. A te plimba cu Dumnezeu înseamnă să zici, Doamne, e duminică, hai să mergem la biserică. După care, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, e viața ta personală. Te uiți la ce se uită lumea, te îmbraci ca lumea, vorbești ca lumea, faci ce face lumea, ca apoi duminică înapoi, pace. Și din nou apoi, o conferință, îl iei pe Dumnezeu și pur și simplu îl iei la plimbare. Domnul nu vrea să-l iei pe el la plimbare. Domnul vrea să umbli cu el în fiecare zi. Biblia spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Reinhard Bonnke spunea că mulți creștini sunt ca și submarinul, acea navetă care stă pe fundul oceanelor. Din când în când se mai ridică, mai aruncă o bombă și iar înapoi jos. Deci așa sunt mulți creștini astăzi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, sunt pe fundul oceanelor. Face ce face lumea, tot ca lumea, frate, la greu. Duminică, baticul pe cap, venim, pace. Din nou, pe fundul oceanelor. Din nou, sâmbătă, seara, spre duminică, pace, în casa Domnului. Dumnezeu urăște un creștinism de ăsta. Biblia spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră. În limba greacă zice așa, fiți sfinți, căci eu vă văd. Când zice Biblia, fiți sfinți, că eu sunt sfânt, de fapt, într-o traducere mai apropiată de original, be holy, because I'm watching you, fiți sfânt, că ochii mei te văd. Doamne, pune noi frică de cuvântul Tău cel sfânt. Amin? Enoch a umblat cu Dumnezeu.
Și Enoch nu s-a plictisit. Frați și surori, dragi tineri și tineri, așa e că și profilul nostru de Facebook sau de Insta trebuie să arate că suntem băieți și fete, bărbați și femei care umblăm cu Dumnezeu. Amin? Deci nu poți veni așa ca Maica Domnului aici, îmbrăcată penticostală și pe internet să fii o divă în poziții sexy. Și în biserică, slavă Domnului! Dumnezeu urăște un creștin deformat. Dacă ai astfel de poze pe internet, în care știi că nu-L onorează pe Dumnezeu, e viața ta personală. Păi nu e viața ta personală, surioară. E viața ta publică. Tu reprezinți pe Dumnezeu public pe internet, nu? Tot ce înseamnă ființa ta, habitatul tău, trebuie să arate că tu ești o fată, că ești un băiat, că ești un bărbat care umblă cu Dumnezeu. Pentru că toată cântarea ta, tot ce faci în biserică e egal cu zero, că oamenii se uită și zice, aia cântă, îți arată, zice, profilul, uite ce poză și-o pus aici. Nu mai emane autoritate spirituală și autoritate morală, poți să cânți ca o privighetoare, nu mai zidește pe nimeni, de ce ai pus o travă acolo? Fă-ți curat, fă-ți curat în inbox, fă-ți curat în muzica aia nebună, necreștină care o asculți și spune, Doamne, fă ca inima mea, urechile mele, ochii mei, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, vreau să umblu cu Dumnezeu. Cum a umblat Enoch? Slăvit să fie Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Vă spune cineva, bine, bine, nu știu ce tot i-a zis acolo. Păi, umblu cu Dumnezeu. Eu? Nu mă cunoști, frate. Hai să vedem câteva teste prin care știu că cineva umblă cu Dumnezeu. Psalmul 25:14. Și în dimineața asta am venit cu alt mesaj, fratele a citit versetul ăsta și am zis, ăsta e semn. Citim cu toții. Și prietenia Domnului este pentru cei? Ok, până aici. Deci Dumnezeu oferă brațul prietenie, umblă cu cineva, cu cine? Cu cei care cântă extra, cu cei care sunt carismatici. No! Domnul umblă cu cine, zice stare? Te tem de Domnul. Umblă Domnul cu tine. Nu te tem de Dumnezeu. Trei noduri să ai sub gât. Domnul nu umblă cu tine. Ai acea frică de Dumnezeu? În limba ebraică sună și mai profund. În limba ebraică spune așa, secretele lui Dumnezeu sunt descoperite celor care se tem de El. Știi când ai așa un prieten de inimă, un David și Ionatan, ai așa un prieten apropiat, zici, bă, fii atent, îți spun un secret, rămâne între noi, așa-i? Îi spui toate secretele, de ce? Pentru că ți-e aproape. În orice Biblia ascultă, dacă tu ești prietenul meu, o să-ți descoperi secrete. O să-ți descoperi secrete și o să-ți ia inima foc. Hai să vă spun ce înseamnă asta pentru mine. De unde știu că Dumnezeu e prietenul meu? Vă spun de unde știu. 100%, ăsta e un test prin care știi dacă Dumnezeu ți-e prieten sau nu. Mă pun să citesc Biblia. Și citesc. Am citit capitolul ăla de 100 de ori, frate. Și dintr-o dată, acum când îl citesc, parcă îl văd pentru prima dată. Și văd versetul ăla și încep să plâng. Cum de nu l-am văzut până acum? Îmi ia inima foc. Și am experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura? Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ce face? Îți iluminează mintea. Dumnezeu care e prietenul tău ce face? Îți descoperă secretele Lui. Lucru care nu le-ai citit în niciun comentariu biblic. Lucru care nu le-ai auzit la niciun mare predicator. Ci se descoperă ție personal. Și dintr-o dată simți că Domnul e acolo cu tine în cameră. Și ți-a inima foc și plângi și lauzi pe Dumnezeu. De ce? Pentru că ai revelații pe text. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 119, cu 130. Biblia spune așa, descoperirea cuvintelor tale dă lumină și dă pricepere. Cui? Cui? Zice stare. Cui dă Dumnezeu lumină? Deci dacă ai ură pe un frate sau pe o soră și îl ții acolo, nu-l ier, frate. Hai să spun ceva, poți să citești Biblia și să mitraliezi cu versete din Biblie. Nu s-a prinde oanele, mă. Nu-i lumină, mă. N-ai revelații, de ce? Că Duhul Sfânt e întristat.
Efeseni, capitolul 4, versetul 30, zice Biblia așa: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Următorul verset. Uite, șase lucruri după aia, zice, care întristează pe Duhul Sfânt. În cap de listă, care-i? Zice stare. Orice? No, dacă ai amărăciune, Duhul Sfânt, porumbelul, este cum? Întristat. Și citești Biblia așa ca un papagal, citești trei capitole pe zi, nimic nu se deschide, nimic, nimic. De ce? Pentru că răutatea blochează lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Uitați-vă aici. Dacă aș avea ce un porumbel și ar trebui să cobor treptele astea și să mă duc la mașină, spuneți-mi voi mie, cum ar trebui să cobor eu treptele astea în așa fel încât porumbelul să rămână pe umărul meu? Cum? Cum? Zice stare. Încet, cu grijă, cu atenție. Ce fel de umblare ar trebui să avem noi, frați și surori? În așa fel încât Duhul Sfânt, nu numai că vine odată așa, să rămână peste tine. Ce fel de umblare? Uitați ce a zis Ioan Botezătorul despre Iisus. Ioan Botezătorul a spus despre Iisus în felul următor. Ioan 1:35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când, zice stale, tare, pe când privea pe Iisus ce? Când s-a uitat la umblarea lui, a zis, degeaba, ăsta e mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Când vecinii, când biserica, când cei nemântuiți sau mântuiți privesc umblarea ta, poate să spună, bă, degeaba, mă. Bă, ăsta-i cu adevărat pocăit, mă. Ăsta cu adevărat umblă cu Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta pe fiecare. Amin, frați și surori? Deci dacă ai răutate, dacă ai amărăciune în inima ta, să știi că descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu dă lumină celor fără răutate. Ce să faci atunci? Să ierți? Dar duceți aminte când David, omul ăla bun, a fost odată nebun. Și pentru o jignire, pentru că Nabal a zis, cine-i fugarul ăla de David să dai o brânză, cașul, laptele meu, că mi-au avut grijă de oi? Nu-i dau nimic! Și când a auzit David că l-a făcut fugar, domne, pentru o vorbă, frate, pentru o insultă, o zis să mă perepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l omor pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească, nevinova, el și tă neamul, pentru o insultă. Și în timp ce mergea să-l omoare pe Nabal, cu 400 de soldați după el, i-a ieșit în cale cine? Abigail, soția lui Nabal. 1 Samuel 25, cu 28. I-a ieșit în cale Abigail și i-a spus așa: Davide, iartă-te, rog, vina roabei tale. Iau eu insulta lui, ce-o zis către tine, iau eu, mă fac eu vinovate. Iau asupra mea, iartă, că dacă tu-l ierți, Domnul va face Domnului meu o casă, zice stare, trainică. Vrei o familie puternică, trainică? Vrei o casă puternică, o relație puternică sau soție? Iartă, Domnul meu, pe doamna ta. Doamnă, vrei o casă trainică? Iartă, Doamnă, pe Domnul tău. Și Domnul va face o casă trainică. Și acum ascultă, iartă, dar de ce să ierți? Căci Domnul meu poartă războaiele Domnului. Noi ne-am rugat și îmi place Duhul vostru de rugăciune, de cântare nu mai vorbesc. Când suntem în rugăciune, suntem în război, da sau nu? Suntem. Împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile? Deci ori de câte ori te rogi, tu ești împotriva duhurilor răutății. Dar dacă tu porți războaiele Domnului și ești în rugăciune și vrei războaie câștigate, iartă și niciodată să nu fie răutate în tine. De ce? Pentru că răutatea blochează răspunsul lui Dumnezeu. Răutatea blochează.
Așa că degeaba tot citești tu Biblia acolo, nu știu ce, luptă cu duhul de răutate. Luptă cu amărăciunea. Ca secretele lui Dumnezeu să-ți fie descoperite. Prietenia lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă brațul cui? Celor care stăm de El. Răzbunarea este a cui? A Domnului. Lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu. El te știe apăra original. M-a rugat lui Dumnezeu, vă spun sincer. Am zis, Doamne, Tu știi vrăjmașii mei? Și m-a rugat Psalmul 86 cu 17. Psalmul 86 cu 17 și am zis, Doamne, așa s-a rugat David. Fă un semn pentru mine. Fă Tu semnul ăla, degeaba încerc eu să-l fac. Fă un semn pentru mine. Ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine. Doamne, dă-mi harul Tău. Lasă ungerea Ta peste mine. Zidește-ți biserica. Și fă, Doamne, ca și vrăjmașii mei, în ei sau în cercurile lor șmechere, să zică, bă, degeaba, mă. Degeaba, mă, Domnul cu el, mă. Dumnezeu umblă cu cine? Cu cei care stăm de El. Frați și surori, acesta este un test. Iată un alt test. 1 Ioan 2 cu 6. L-am anticipat deja. Unde Biblia spune așa. Citim cu toții și cine zice că rămâne în El, trebuie. Deci nu e opțional, este un imperativ. Trebuie. Nu, acum. Cum știu eu cum a trăit Iisus Hristos? De unde știu cum a trăit Iisus? Păi simplu. Am cele patru evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Am biografia lui Iisus Hristos. Apropo, nu ridicați mâna. O trecut anul ăsta. Ai citit măcar o dată Noul Testament în anul ăsta? Ai citit măcar biografia lui Iisus, epistolele, cele 13 epistole ale lui Pavel, cele Petrine, al lui Petru, Ioanine, al lui Ioan? Ai citit Noul Testament, decretul vieții tale spirituale? Nu e interesant că la ora actuală peste 40 de milioane de musulmani știu Coranul pe de rost și Coranul este cât Noul Testament? Și noi avem frați și surori care sunt de 40 de ani de zile în biserică și nu au citit Biblia de al capul a fine, de la Geneza la Apocalipsa. Am știu și de Tăci, știu și de David și Golia, Biniam, știu și de Estera ceva, dar nu au citit. Și de asta tot așteptăm, unii au așa lucrări scrise de 20 de ani de zile și zice, Domnul va lucra, Domnul mi-a promis. Și de asta tot ne învârtim în jurul muntelui, ca și poporul Israel, 40 de ani de zile. 40 de ani de zile s-au învârtit și noi am intrat în promisiune. Pentru că eu nu cred în trezire spirituală, frați și surori, fără cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred în trezire spirituală prin muzică. Muzica e faină. Eu nu cred în trezire spirituală prin muzică. Pentru că Biblia spune. Isaia 8:20, Biblia spune așa. La lege și la mărturie, frate. Că dacă nu vor vorbi așa, de ce stare? Nu vor răsări zorile, vrei trezire? Să răsară zorile, wow, să avem așa trezire. Înapoi la lege! Evanghelia e puterea lui Dumnezeu, muzica e bună, asta e frișca numai, blatul. Ceea ce este cel mai important, înapoi la lege. Deci dacă nu citești Sfânta Scriptură și ești leneș cu Sfânta Scriptură, nu veni și spune, Domnul mi-a promis că mă va face un mare evanghelist. Visez. Pentru că tu nu te poți lupta cu duhurile răutății dacă nu te vitaminizezi. Și ce trebuie să faci? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu cine umblă Dumnezeu? Cu cei care se uită la viața lui Iisus. Cu cel care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea perfectă a ființei lui. Cu cel care a zis, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Așa e Tatăl în cerul, cum mă comport eu pe pământ? Și de asta l-a trimis Iisus Hristos, Dumnezeu pe Iisus Hristos, să mă facă cum? Asemenea chipului Fiului slavei sale. Și în această dimineață spune, Doamne, vreau, Doamne, să mă uit în cele patru evanghelii, să văd ce a zis Iisus despre poftă, ce a zis despre căsătorie, ce a zis despre bani, ce a zis despre limbă, ce a zis despre atâtea subiecte și vreau să incorporez învățătura lui Hristos și vreau să imit umblarea lui Hristos. Amin? Pentru că nașterea din nou este un eveniment supranatural, e adevărat, e un eveniment. Dar din momentul acela începe procesul sfințirii. Cine-i sfânt, ce să facă? Cum? Mai mult și mai mult. Mai încape sfințire, nu? Și asemănare cu Hristos
până când ajungem pe buza gropii, atunci se sfârșește. Și apoi vine glorificarea și vom fi apoi împreună cu Domnul. Până atunci, Doamne ajută să ne sfințim în fiecare zi. Amin? Imaginați-vă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, imaginați-vă ca pe o monedă de aia mare, mare de aur. Așa l-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva. Chip perfect, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acea capacitate de a relaționa cu Dumnezeu, rațiunea aceea, voința aceea, sentimentele acelea sfinte pentru Dumnezeu, care animalele nu le au. Asta înseamnă chip. Ca și fătul care este legat de mamă prin cordon umbilical. Simte ce simte mama. Dacă e agitată, simte. Simte și fătul acolo. Și noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în sensul că noi putem avea o relație personală cu Dumnezeu prin rațiunea care ne-a dat Dumnezeu. Și ce-a făcut Satana? Prin păcat ce-a făcut? A venit cu un topor de la mare și ce-a făcut? A deformat chipul lui Dumnezeu noi. Prin păcat, chipul lui Dumnezeu n-a fost distrus, a fost deformat. Și a venit după 4.000 de ani Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, prin moartea Lui pe cruce, care a fost scopul principal? L-a trimis cu ce scop? Să mă facă cum? Înapoi cum? Asemenea chipului Fiului Slavei Sale. Domnul Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să reformeze înapoi chipul și să mă facă asemenea Lui Hristos. Și care este modelul și unealta prin care mă face asemenea Lui Hristos? Să mă uit la chipul Lui Hristos și apoi devii ceea ce contempli. Stai cu actorii, ca ei o să devii. Stai cu Biblia, ca Domnul Iisus Hristos o să devii. Și iată-L pe Enoch, umblă cu Dumnezeu. Și umblarea lui s-a sfârșit în cer cu Dumnezeu. Dar uitați ce zice Biblia despre el, Evrei capitolul 11. Evrei capitolul 11, versetul 5. Biblia spune așa. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și acum? Și n-a mai fost găsit. De ce? Pentru că Dumnezeu îl mutase. Ce înseamnă că n-a mai fost găsit? Ce înseamnă? Înseamnă că oamenii ce au făcut? L-au căutat. Deci Dumnezeu l-a răpit și zice, un Enoch, parcă lipsește. Ce zis, ai așa o viață, că atunci când e mormântare, frate, zice Biblia, e mai bun sfârșitul unui lucru, așa-i? Decât începutul lui. Să lași un gol în biserica din care pleci. Oamenii să, când intră în biserică, zic, ioi, acolo stă cea. Ioi, fratele, Doamne, ce rugăciune. Doamne, cum știa să încurajeze? Să lași o părere de rău în urma ta. O plecadă, unde-i? Să nu zică lumea. Și când eu mă duc la unele mormântări, întreb pe păstor, cum a fost cel care a murit. Și zice, câteodată mi se spune, a fost cum a fost, zice, noi predicăm pe Iisus. Ați înțeles? Adică, mărturia lui în sat a fost varză. Amu, ce să facem? Îl îngropăm, amu. Nu zicem de rău de morți, că toată lumea știe. Uite-te la Enoch. Oamenii l-au căutat. Întreabă-te dacă ai murit tu la noapte. Ar putea, lumea mă refer, cei din biserică să spună, ce om deosebit, să-ți ducă lipsa, să ai așa impact în viața ta și prin viața ta, încât să lași un gol. Câți ani a trăit Enoch? 365. O trăi mult sau puțin? În termenii noștri, enorm de mult. Japonezii niciun sfert nu trăiesc cât tot trăit omul ăsta. Și totuși, Enoch a trăit puțin comparativ cu fiul său, Metusala, care a murit la 969 de ani. Adam la 930. Adică omul ăsta pleacă, în termenii noștri, la 30 și ceva de ani. Pleacă cam tinerel la Domnul. Pleacă tinerel, 30 și ceva de ani, în termenii noștri. Pentru că atunci oamenii trăiau cam 1000 de ani. Cine a mai trăit pe pământul ăsta 30 și ceva de ani? Cine? Domnul Iisus Hristos. Iată-L pe omul ăsta, trăiește puțin, dar intens pentru Dumnezeu. Și lasă un gol și oamenii îl caută. Ce mărturie a avut Enoch? Căci înainte de mutarea lui, după umblare cu Dumnezeu, a primit mărturia că este... De ce sare?
plăcut lui Dumnezeu. Cine în Biblie a mai avut mărturia asta că este plăcut lui Dumnezeu? Cine? Zice stare. Domnul Iisus. Acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. El creștea în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iată-l pe Enoch. Pleacă la Domnul cam la o vârstă ca lui Iisus Hristos și are aceeași mărturie pe care Iisus Hristos a avut-o. Frați și surori, dacă Enoch fără mijloacele harului a putut să o aibă așa o mărturie și să-și păstreze conștiința așa puternic racordată la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încât să umble plăcut, fără să aibă cele 10 porunci. Când Moise a venit mai târziu, frați și surori, avem vreo scuză? Și Domnul mă cheamă să mă lupt să am așa o mărturie, încât Dumnezeu să-mi spună, eu fost drag, mă. Ascultați ce zice Biblia în 2 Cronici 25:1. 2 Cronici 25:1. Cu 2. Amația a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și acum ascultați. Dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Aproape, mă, dar nu. Aproape. Ce ai vrea să scrie Dumnezeu pe mormântul tău, pe epitaful mormântului tău? Mi-a fost plăcut, mă. Sau să zic că Dumnezeu, inima lui, nu a fost ce trebuia, mă. Am o slujire, o vine și la mulabil, dar degeaba, inima lui a fost tot după alte lucruri. Și despre o generație a zis, îmi pare rău că i-am creat. Îmi doresc că atunci când mă ia Domnul acasă, m-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mă lăsa să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Eu m-am rugat multă vreme și am zis, Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Eu nu mă mai rog așa. Mi se pare o rugăciune vechi testamentară, din Ecclesiastul, bun, e mai bine sfârșitul decât... Bun, ok, asta e în vechiul legământ. În nou legământ am găsit o rugăciune mult mai bună. Și nou legământ spune așa, Faptele Apostolilor, 20:24. Pavel zice așa, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și vreau să-mi sfârșesc cum? Zice stare. Cum vrei să o sfârșești? Numai ușa raiului așa de media 5 să se închidă după mine, hai în rai ce mai stai. Eu nu cred într-un creștinism de ăsta sec. Numai să ajung în rai. Nu, Pavel nu se roagă așa, numai să o sfârșesc cu bine. Bine am ajuns și în rai. Nu! Vreau să-mi sfârșesc nu cu bine, ci vreau să-mi sfârșesc cum? Cu bucurie. Să am o răsplată de plină. Să pot să spun, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și mă așteaptă, nu numai mântuirea, mă așteaptă ce? Cununa, răsplătiri. Când mor, frate, să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Să mor pe val pentru Hristos. Și cei bătrâni să fie plini de suc și verzi în casa lui Dumnezeu. Îmi ziceau frații în vârstă mai de mult. Te vedeai, eu zice, după 20 de ani. Că așa am fost și eu, zice, în tinerețe. Te vedeai după ce se remorca după tine, adică după ce mă însor, voia să zic. Și avea copii, adică 6. Mulțumesc să-mi trăiască. Apoi, zice, ce-i muietul, zice. Adică, o să fii tu așa mai slow down, mai calm, nu o să fii așa. M-am uitat la un frate, știi că zice Biblia pe un bătrân, zice să-l sfătuiești ca pe un tată. Și am zis, frate, să nu te superi, dar dumneata contrazici pe față Sfânta Scriptură. Cum adică? Pentru că Biblia spune cei bătrâni să fie plini de suc și acri. Cum ești, frate? Bine, ca pe pământ, Domnul știe. Nici pruncii să nu tragă la tine. Tu ești cu Sfântul Isaia. Nu! No. Cei bătrâni să fie plini de suc și verzi în casa lui Dumnezeu, așa-i? Cei ce se încred în Domnul, ce fac? Își înnoiesc puterea și zboară cum? Ca vulturii, flăcăi obosesc. Dar ăla de 80 de ani care își înnoiește puterea, ce face? Zboară ca vulturii. Și mă uit la un John Piper, 70 și ceva de ani, și mă uit la un MacArthur, și mă uit la un Zach Poonen, și văd bătrânei de ăștia pe internet plini de Duhul Sfânt.
Și zic, se poate! Se poate! Noi suntem români, nu te poate, frate, dar se poate! Și am zis, Doamne, nu vreau să mor așa de media 5, numai să fiu și eu, să sfârșesc cu bine alergarea. Nu cred în asta! În vechiul legământ, David zice, gustați să vedeți ce bun e Domnul. Eu nu mai vreau să gust ce bun e Domnul. Asta e vechiul legământ, nouul legământ. Am venit ca oile să aibă viața și să o aibă cum? Din belșug! Ești în nouul legământ! Ai toată revelația prin Hristos, ai beneficiile crucii. De ce să trăiești la limita sărăciei? Când Hristos, când prin Hristos am fost îmbogățit cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Ca și cum ai avea 5 milioane de euro în cont și tu mergi și zici, Doamne, dă-mi un euro, te rog. Te rog, Doamne, iartă-mă, Doamne. Păi dai mai mult, mă. Nu, Doamne, eu nu-s vrednic. Și vine unul care s-a pocăit recent și înțelege identitatea lui Hristos și înțelege cum l-a binecuvântat Dumnezeu și prin credință le accesează. Și tu rămâi acolo după 40 de ani de zile când zici că ești merit. Dă-mi, Doamne, un euro, Doamne, dă-mi un euro. Și acolo rămâi. Și altul face lucrări și Dumnezeu face istorie cu el. De ce? Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Și învață-ne cum să umblăm cu tine în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. I-am zis, Doamne, dacă ar fi înapoi să am încă o viață, niciuna nu, aș încerca măcar să văd cum e lume. Nu, Doamne. Pentru că bucuria care mi-o dai mie în timpul meu de părtășie cu tine, dacă mi-ai dat toate gipanele din lume și toți banii și îmi dai cele 5 minute în prezența ta, bucuria aia de 5 minute valorează pentru mine mai mult decât toate bogățiile lumii acestea. Când urmez învățăturile tale, spune Psalmul 119, zice, mă bucur ca de o mare pradă. Așa-i? Cuvintele tale sunt mai de preț decât aurul și argintul. De ce? Asta este bucuria care o dă Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Umblă cu Dumnezeu, frate. Ridică-te dacă ai căzut în mocirlă. Cere ajutor. Prin credință Enoch a fost mutat. Prin credință, nu prin fapte, nu prin merite, nu că a fost el ceva talente speciale. Prin credință. Ridică-te! Acum măresc credința. N-aștepta ca Dumnezeu așa să ți trăznească cu credință. Dintr-o dată să ai credință. Zice Biblia așa. Credința, Roman 10:17, vine în urma auzirii. Iar auzirea vine, deci credința nu vine în urma citirii, ci în urma auzirii. Care e diferența? Sigur, citirea trebuie. Adică asta înseamnă așa, în timp ce citesc, îmi deschid inima mea la lucrarea Duhului Sfânt și în timp ce citesc, aud în spate. Simt că acel cuvânt care îl citesc, simt că Duhul Sfânt îmi vorbește mie și aud și mi-a inima foc. Și Dumnezeu deschide mintea mea și inima mea. Și am experiența ucenicilor din nou pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi, de ce? Pentru că nu doar citesc, ci eu aud, am revelație în timp ce citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nivelul credinței tale crește cu cât stai mai mult cu cuvântul lui Dumnezeu și nivelul credinței tale crește. 2 Corinteni 10:15. Nu ne lăudăm peste măsura noastră. Adică nu ne lăudăm cu ostenirea altuia. Așa cum, ce avem nădejdea, că dacă crește cunoștința voastră, performanța voastră, nu. Dacă crește ce? Credința va crește și area de slujire. Ok, acum voi sunteți la 1000 de pachete. De la 760, 1000. Ok. Vrei să crească area de slujire, în misiune, în biserica voastră? Atunci ce trebuie să zici? Doamne, mărește-mi și atunci crește și câmpul de lucru. Ai o credință mică? Ai un Dumnezeu mic. Ai o credință mare? Ai un Hristos mare. Doamne, mărește-ne credința în tine. Va spune cineva, bine, frate Gabi, putut să umble cu Dumnezeu, da? Eu sunt foarte ocupat. În vremea aia nu exista atâta lucru, frate, de dimineață până seara. Amui luni, amui vineri. Amui sâmbătă. Amui Dumnezeu, oh, iară luni. Eu n-am timp așa, nu? Cred că așa dacă aș fi undeva pe un deal și să am așa un venit de 10.000 de euro, să stau acolo cu băbuța mea, numai să citesc din Biblie și să mă rog, cred că aș putea să umblu cu Dumnezeu. Cred că nu am putut să umblu. N-avea, dar noi, frate, nu mai știm, amui 8 dimineața, amui 8 seara. Nu mai știm, n-avem timp.
Hai să vedem ce job, ce loc de muncă avea Enoch. Iuda, versetul 14. Biblia spune așa. Iuda 14, penultima carte a Noului Testament. Și pentru ei a prorocit Enoch, era și proroc pe deasupra, al șaptelea patriarh. Ce funcție avea Enoch în generația lui? Patriarh. Ce înseamnă patriarh? Însemna tată peste generația lui. Judecător, mai mult decât un primar peste generația lui. Spuneți-mi, era asta ocupat, da sau nu? Dar ziceți amu. Era sau nu? Deci dacă mergeai în biroul lui, era numai așa, dosare, în termenii noștri. Și măcar că era judecător peste generația lui. Cu toate astea au zis, mai întâi Dumnezeu și apoi cariera. Mai întâi Dumnezeu și apoi locul de muncă. Frați și sorori, dacă Enoch, care era mai ocupat ca noi, a putut să umblă cu Dumnezeu 300 de ani de zile, măcar că era foarte solicitat cu locul de muncă, nu avem nicio scuză. Care este cea mai mare poruncă în lume? Care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Iubești numai euro și dolar, numai așa să vezi. De dimineață până ți trezești, până ți culci. Euro, ți pui în genunchi în fața euro și zici, tu ești Dumnezeul meu, trimite-mă oriunde vrei astăzi, nu iau nici pauza de masă. Fac ce emoțiile mele, timpul tău ți-l dau ție. N-ai timp de Biblie, n-ai timp de rugăciune, n-ai timp, numai ban, 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 ban. Lăcomia este o închinare la idol. Ce-ar fi să spui, Doamne? Și dacă am mai puțin, Doamne? Doamne, vreau să te pun pe tine pe primul loc. Pentru că, ascultați-mă, pentru ce iubim, ne facem timp. Ziceți că nu e așa. De exemplu, dacă te sună un prieten și zice, bă, fratello, hermano, fii atent, facem o mișcare, fiecare face 5.000 de euro, pac, scurt, și să zicem că ai agenda plină. Când e vorba de 5.000, 10.000 de euro, doar că ai mutat niște chestii. Îți spun eu, te uiți în agenda și îl suni pe ăla, bă, auzi, scuze-mă, mă, a intervenit ceva, nu pot. Auzi, hai că ne vedem în altă zi, că nu, când e vorba de bani, bă, ne facem timp, schimbăm prioritățile. Dacă nu-i vorba de Dumnezeu, Enoch ăsta au zis, mai întâi Dumnezeu și apoi carieră. Și am un cuvânt pentru părinți. Părinții gândesc foarte bine, natural, dumnezeiește. Zice, mă, dacă n-a putut mama și tata să-mi dea mie, măcar eu să îmi aranjez prunci, mă, înainte să mor, să aibă fiecare casa lui sau apartamentul lui, bă, să le dau ceva. Nu-i rău lucrul ăsta. Și eu aș vrea să am 6 case, ca Iohannis. Da? Mi l-o mai lua, da. Nu-i rău să vrei să-ți vezi prunce aranjați. Dar, dragi părinți, m-auziți? Dacă lucrul ăsta presupune sacrificiu, să sacrifici, mai bine spus, relația ta cu Dumnezeu, și la 70 de ani de zile să fii o mumie spiritual, că tu n-ai văzut numai betonii, betonii, betonii și bani. Biserică, cât mai puțin, rugăciune, cuvânt, cât mai puțin. Ba, da, le-am făcut case și ce folos, frate, că te ia Domnul acasă și o să zică Dumnezeu, ce ai făcut? Am greblat, Doamne, dar spre cer n-am avut timp să mai umplu cu tine. Nu merită. Lasă să aibă și aventura credinței. Ajută-i sigur cât poți, dar nu sacrifica relația ta cu Dumnezeu de dragul pruncilor. Pentru că Biblia spune, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, nu pruncii tăi, ci pe Domnul. Și vă spun că dacă îl pui pe Domnul pe primul loc, Dumnezeu face în așa fel încât și pruncii tăi să fie binecuvântați. Amin? Unii vă spune, frate, eu am copii mulți. Cred că nu putea să umble cu Dumnezeu, dar frate, acum du-l la școală, du-l la pian, parcă-s taximetrist, stă-te zoa. Știu, întrebați-o pe soția mea. 12, 1, 2, pian, engleză. Bun. De-aia sunt eu aici, că am un ajutor potrivit. Nici 50% din lucrare n-aș putea o face dacă n-aș avea un ajutor potrivit. Domnul să binecuvânteze pe Ana. Hai să vedem. Avea prunce ăsta sau nu?
Geneza 5:21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe unu, Metusala, deci un copil. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii, deci Metusala, și după el fii, deci minim doi la plural, și fiice. Deci câți copii avea Enoch? Minim. Cel puțin 5. Deci era și familist. Da sau nu? Eu cred că avea mai mult. Nu? Copiii sunt o binecuvântare. Astăzi ne încurcă în carieră. Vai. Mai întâi trebuie să investesc în mine. Să ne cunoaștem 3-5 ani de zile. Mă, Dubai. Să mergem încolo încoace. Să am o casă cu 10 camere și maxim un copil, că eu am carieră. Surioară, ascultă-mă, care ești căsătorită. Șefă la locul de muncă. Poate să fie 100 în locul tău. Dar cea mai înaltă chemare pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca femeie după mântuire este să fii mamă la pruncii tăi. Nimeni nu te poate înlocui. Te poate înlocui în orice domeniu, dar mamă la pruncii tăi, nimeni nu te poate înlocui. Și omul ăsta, zice Biblia, era familist convins și a zis, totuși, 300 de ani, mai întâi Dumnezeu și apoi cariera și apoi familia și apoi orice altceva, mai întâi Hristos să strălucească. De unde a avut gândirea asta omul ăsta că nu avea Biblie? Duhul Sfânt, așa-i? L-a luminat. Unii vor spune, frate, tu nu înțelegi, frate. Cred că Enoch a putut să umble cu Dumnezeu, că oamenii erau mai buni pe atunci. Azi uite de atâta terorism, răutate, Hezbollah, atâta război și azi e foarte greu, frate. Hai să vedem cum erau oamenii pe vremea lui, să vedem dacă era mai ușor. Iuda, versetul 14, Biblia spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele lor nelegiuite pe care le-a făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși, parcă nu era suficient să că păcătoși, și nelegiuiți, ca să arate de fapt că erau păcătoși până în măduvă. Niște oameni violenți în vorbire și în fapte. Violenți! Cuvinte de ocară la adresa lui Dumnezeu. Iertați-mă, zici că erau români. Cine jură mai spurcat de Dumnezeu, grâu, maica Domnului și alte lucruri? Trebuie la 2-3 cuvinte. I-am bătut și pe italieni, i-am bătut și pe unguri, pe toți i-am bătut. Nimeni nu jură mai spurcat ca românul. Și într-o lume atâta de rea, spune Biblia că el s-a ridicat și a apărat onoarea lui Dumnezeu și a vorbit de judecata lui Dumnezeu. A fost vocea lui Dumnezeu, porta vocea lui Dumnezeu în generația lui. Cum erau oamenii? Răi. Și ce a făcut el? A strălucit pentru Dumnezeu. Spune dimineața asta, Doamne, fă-mă și pe mine o voce pentru Iisus Hristos. Doamne, în familia mea, ajută-mă să fiu lider al Tău, Doamne. Să fac ce a făcut Iacov în Geneza 35 și a adunat familia și a zis, dați toți Dumnezeii străini, dați-i aici. Noi ne suim la Betel și a adunat toată familia, au luat toți Dumnezeii aia străini și istoria spune că mai întâi i-au deformat bine și au mers la stejarul din Sihem. Și acolo, singur s-a dus, să nu vadă cine, unde i-a ascunde. Și o băgat acolo sub stejar, că a zis, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mergem fără idoli, fără viață murdare. Și-au schimbat hainele și așa s-au suit la casa lui Dumnezeu. Un om care nu vrea numai bani și femei, nu una, două, trei, patru, numai turme de capre, de oi, de cămile. Ăsta a fost Iacov, până când se întâlnește Dumnezeu cu el. Și dintr-o dată devine preot al lui Dumnezeu în familia lui. Nu-i numai totul despre bani. Bă, Dumnezeu e sfânt, trebuie să facă reformă în familia mea. Tu, fată, ce rochi ai? Tip-top, mini-top, afară cu ea de acolo. Tu la ce te uiți, băiatule? Gata cu așa ceva. Și începe să facă curat în familia lui. Am auzit că tu mai... Gata cu așa ceva. Am auzit că... Gata! Dumnezeu e sfânt. Și ce face? Face reformă. Fă reformă, frate, în familia ta. Fă reformă, soră, în familia ta. Și spune, Doamne, fă-mă voce în generația asta. Fă-mă ca Enoch, Doamne. Învață-mă să umblu cu tine în fiecare zi, lăudat să fie Domnul. Amin? Iosif Trif a fost un preot ortodox. Și omul acesta, în timp ce era așa de Crăciun, a văzut că sub geamul lui erau doi enoriași de-a lui din biserică. Beți, frate, morți de beți. Pica unul, ridica celălalt și tot așa. Și când a văzut lucrul ăsta, Iosif Trif a
s-a prăbușit pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu trebuie să dau răspundere de oile astea. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Doamne, dăm cuvânt, Doamne, în așa fel încât biserica asta să fie după cuvântul Tău. Și s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a cerut putere spirituală. Când s-a ridicat de pe genunchi, n-a mai fost Iosif Trifa, a fost profetul Trifa. Și acest preot Trifa s-a dus în fața bisericii și a început să vorbească împotriva sudalmei sau înjurăturilor, împotriva băuturii, a dansurilor. Și a început să vorbească împotriva păcatelor sociale. Ce au făcut cei mari cu el? L-au caterisit. Nu trebuie, nu, să faci tu reformă în interiorul bisericii noastre ortodoxe. Nu! Afară cu el! Și așa s-a născut mișcarea Oastea Domnului. Pentru că a fost un preot care a zis, nu-i după Biblie! Trebuie să ne pocăim înainte. Iosif Trifa a fost o voce, a fost un Enoch în generația lui. Fii tu la tine în familie, la locul tău de muncă, să strălucești pentru Hristos, să imiți viața lui Hristos, încât cei din jur să le fie rușine de viața lor, de comportamentul lor. În această dimineață aș vrea să ne rugăm, să spui, Doamne, învață-mă să umblu cu Tine. Doamne, de genunchii mei, Doamne, slăbănogiți, de nu mai sunt ce am fost acum 10-20 de ani de zile, Doamne, întărește genunchii mei, Doamne. Doamne, întărește mâinile mele. Poate după mesajul ăsta vei spune, frate, eu mă simt așa ca un faliment, frate, dacă ai ști. O zis Tozer așa, dacă Dumnezeu ne-ar pune pe raft ori de câte ori păcătuim, eu ar trebui să fie o statuie. Dacă Dumnezeu ne-ar lua la bani mărunți, cu alte cuvinte, niciunul n-am stat în picioare. Dar suntem în picioare datorită harului și bunătății lui Dumnezeu. Și ce să faci în această dimineață? Să te duci unde? Nu la stejarul din Sihem cu idolii tăi, ci să te duci unde? Tot la un lemn, unde? La crucea lui Hristos. Să vii cu lucrurile alea care te-au îngreunat, cu acea bilă neagră de fier care tot o târăști, păcatul ăla care te îngreunează. Să spui, Doamne, în umblarea asta, Doamne, păcatul ăsta m-a legat. Doamne, Dumnezeu, desleagă-mă Tu, Doamne. Vreau să umblu, Doamne, vreau să merg în alergarea care îmi stă înainte, Doamne. Vreau, Doamne, să fiu sănătos în credință, Doamne. Și cred că în această dimineață, și mă rog să coboare Duhul Sfânt peste noi. Și când mergi acasă, copiii să zic, ăsta e tata, de unde atâta bucurie? Ăsta e mama. Deci s-a întâlnit cu Hristos, care rupe legături și sângele Domnului poate să curețe orice păcat. Crezi lucrul ăsta? Indiferent cât de jos ești, indiferent cât de cum te-a tăvălit poate satana într-un fel sau altul, ridică-te și spune, Doamne, vreau să umblu ca Iisus Hristos. Vreau să umblu ca Enoch, Doamne. Vreau să fiu o mărturie pentru pruncii mei. Vreau să fiu o mărturie, Doamne, pentru fetele mele, pentru biserica în care m-ai pus. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Fie lăudat Iisus Hristos și fie El astăzi să aducă orice liberare și orice păcat și idol care e în viața ta, să-L îngropi acolo la crucea lui Hristos și să primești eliberare și plinătatea cu Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, credeți că Domnul poate să facă lucrul ăsta? Și ne rugăm, noi știm că poate, ne rugăm să o facă, să ne transforme și să luăm pe Dumnezeu în serios, ca acest bărbat Enoch, care a umblat cu Dumnezeu și nu s-a plictisit, ci a umblat cu Dumnezeu intens și mai intens. Până când a ajuns unde? În împărăția lui Dumnezeu. A Domnului să fie toată gloria și toată slava. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului. Ne rugăm pentru copiii noștri. Poate ai copii care au umblat cu Dumnezeu și astăzi sunt în lume. Doamne, cercetează-i Tu, Doamne. Adu-i înapoi în casa Ta de rugăciune, Doamne. Pentru Tine ca mamă care plângi, tată plângi pentru copiii tăi, Domnul poate să-i schimbe mintea. Ca lui Enoch, la o clipită, Dumnezeu i-a schimbat mintea și a început să umble cu el. Dumnezeu să facă minuni. Dacă ești nemântuit în această seară, în această dimineață aici, și nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, spune, Doamne, învață-mă să umblu cu Tine. Și încep unde? La cruce. Mă duc la cruce și mă mărturisesc. Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Mulțumesc că ai stat 6 ore pentru păcatul meu pe cruce. Mulțumesc că ai plătit penal păcatul meu. Iartă-mă și curăță-mă Tu și întărește-mă Tu și fă-mă o făptură nouă. Dacă ai căzut, indiferent câți ani de pocăință ai, ne rugăm ca la crucea lui Hristos să primești vindecare și eliberare. Și de azi încolo să croiești cărări drepte cu picioarele tale și Domnul să ne ajute la asta. Amin!